زبان ما شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin, iubesc parfumurile și, bineînțeles, iubesc să vorbesc despre ele. Astăzi vom avea un unboxing. Da, am spus mereu, nu mai comand măcar o săptămână, măcar două săptămâni, nu, hashtag rezist, dar nu se poate. Și am eu ceva de spus, un mic disclaimer. Acest haul este, acest unboxing, aveam altceva în cap, acest unboxing este cu și despre parfumuri Middle Eastern sau parfumuri arabești. Acum ceva timp în urmă, acum câteva zile, am primit niște comentarii, mai precis două comentarii de la aceeași persoană, aceeași doamnă și doamnă sau domnișoară, da? Draga mea, dacă mă vezi și acum, te salut. Nu-ți port pică, doar că nu știu. Este ok, adică nu toată lumea trebuie, nu toți trebuie să avem, să împărțim aceleași idei, să ne placă aceleași parfumuri, să folosim aceleași parfumuri sau să fim cu toții în aceeași zonă parfumistică, da? Și eu la rândul meu am parfumuri de designer, parfumuri de nișă, dar și parfumuri arabești. Nu știu. Termenul ăsta de parfumuri arabești, am impresia că anumite persoane îl asociază, nu știu, cu ud, cu udul acela puturos și așa mai departe. Nu. Parfumeria Middle Eastern, parfumeria arabească, nu înseamnă numai și numai parfumuri în acea zonă old school Middle Eastern. Nu toate parfumurile arabești miros arabesc, nu toate parfumurile arabești au ud și da, există foarte multe parfumuri arabești ce pot fi purtate vara. Da, ele există și eu le am, multe dintre voi le aveți, mi-ați lăsat în comentarii. Dar v-am mai spus eu într-un alt clip, avem 5 degete la o mână, nu sunt toate la fel, la fel și cu oamenii. Singura mea rugăminte ca pe viitor, atunci când lăsați un comentariu, nu știu, aceste comentarii totuși nu le voi pune în zona de hate, da? Le voi lua ca atare, dar singura mea rugăminte este testați. Testați înainte să aruncați cu pietre în ceva. Din nou spun, noi iau ca pe un hate pentru că nu m-am simțit eu direct vizată. La mine e cam greu, eu sunt așa pe pătrățica mea, cum spun eu, și nu știu, am 35 de ani, am trăit atâtea, am văzut atâtea, e cam greu să mă supere cineva pe mine, adică, da, ok. Gata cu disclaimerul, gata cu introducerea. Trecem la acest colețel. Am plasat o comandă pe site-ul celor de la Parfumas, da? Am spus nu cumpăr. Însă am văzut cam multe videoclipuri în ultimul timp pe YouTube care vorbeau despre unul din parfumurile ce le-am comandat. Și bineînțeles că nu puteam să pun comandă doar de un singur parfum. Mi s-a mai lipit de mânuță unul, care oricum îl aveam pe listă și am văzut că este și la reduceri și am spus gata, vii cu mine sau te iau. Și mai avem un parfumel total blind. L-am achiziționat din pricina sticlei. Îmi place sticla, e frumoasă, e culoarea mea preferată și hai cu mine, hai să vedem. Să nu mai stăm la discuții. Bineînțeles, am același
flintic, cum îi spun eu, de forfecuță. Just a moment. Ok, am lăsat filmarea pe pauză ca să mă pot lupta cu cutia. Avem aici factura și produsele. Haideți că puneam coletul alături și nu vă arătam cum vin ele ambalate cu grijă ca de fiecare dată. Vai de mine! Parfumul pentru care am plasat această comandă, vinovatul numărul 1, vine de la casa Al Haramain și se numește Laventur Fa. Și vine fix așa. Am atâtea emoții. Bun. Bun. Da? Deci un moment pentru această prezentare, cum spun eu tot timpul, da? Parfumul vine într-o casetă de plastic, dar este un plastic foarte ceva dur, nu e ceva, vai. Foarte frumos, niște detalii, niște finisaje, superb. Aici avem ingredientele, 100 de mililitri apă de parfum, iar parfumul în sine este această superbitate. Nu știu. Deci eu sunt cucerită din start numai de cum de prezentarea parfumului. Acest căpăcel, nu știu, partea aceasta albă este ceva cauciucat, e ceva moale. Dar sticla este superbă. Superbă. Haideți să vă spun pe repede înainte notele. Avem note de vârf, bergamotă, coacăze negre, pimenta rosa, fructe de pădure și ananas. Note de mijloc, trandafir, frezie și lemn de cedru, iar în bază avem lemn de santal, paciuli, ambră și mosc. Acest parfum, v-am spus că am văzut multe recenzii, nu știu, în afară, toți youtuberii din afară vorbesc foarte mult despre acest Laventur Fam de la Al Haramain și toată lumea spune că este o clonă pentru Creed Aventus for Her, da? Care observați ce preț nu tocmai prietenos are, dar să nu mai stăm la discuții și să-l pufăim pentru că nu. Ia să vedem. Atomizorul este bun. Genul de parfum curat, fresh, dar fructat totodată. Și este freshul acela, nu știu cum să spun, vara într-o sticluță, da? Dacă ar fi să-l descriu, să-l zugrăvesc un pic așa, afirmația asta e tocmai, nu știu, e cea mai potrivită. Vara într-o sticluță, efectiv așa miroase. Ananasul, pentru că am văzut și eu, Aventus for Her nu conține ananas. Ananasul din acest Laventur este unul dulce, nu crud, nu este acela, nu este ananasul acela verde. Este unul dulce, este unul zemos, nu știu, pur și simplu e senzația aceea de apă în gură. Dar, totodată, alături de ananas, se simte o bergamotă ce echilibrează compoziția, da? Nu este dulcele acela sufocant. Ananasul este oarecum susținut de această bergamotă.
Deschiderea a fost citrică. Da. Lămâie, bergamotă. Undeva se resimt și niște fructe, dar oarecum fructele acestea sunt în spatele citricelor. Da? Nu știu, îți lasă senzația aceea de dulce acrișor. E ceva plăcut. Totuși nu pot spune că este în zona gurmandă. Merge pe linia de fresh de vară, da? Iasomie, ceva flori, ceva pudrat. Foarte, foarte frumos e. Nu știu de ce mi-a luat atâta timp să-l aduc în viața mea, pentru că e, din nou, nu are nimic arabesc. Nu are nicio tentă Middle Eastern, nu are ud, nu e un miros greu. Din contră, chiar este un parfum de vară, da? Un parfum de vară. Un floral fructat, lemnos, cu accente pe ananas. Este genul de parfum strălucitor, revigorant, de ce nu sexy, da? Fresh. Dar acest ananas ușor, ușor se estompează, însă nu știu de ce, o să spuneți că am înnebunit. Ananasul din Laventure Farm de la Al Haramain mă duce cu gândul la ananasul din Hajivat Nishane. Este ca și cum ai combina 90% Creed Aventus for Her cu 10% Hajivat Nishane. Ananasul, deci ananasul fix acolo mă duce. Hajivat Nishane, da? Este aceeași atingere de ananas, este aceeași concentrație, ca să zic așa. Pare a fi genul de parfum magnet de complimente. Nu știu dacă vă mai amintiți sau dacă ați vizionat, oricum o să vă las pe undeva pe aici clipul. Acum 3 luni, 4 luni, pe undeva pe acolo, am comandat tot de la Parfumas Afnan Floral Bouquet, Souvenir Floral Bouquet, și mi-am comandat o mostră din acest parfum. La momentul respectiv, nu știu, nu l-am perceput mostra aceea, nu am perceput-o foarte wow. Însă, eu mostrele le țin pe toate, pe toate, pe toate. Și la ceva timp retestez. Am pufăit din nou mostra din acest parfum, din nou, în urma recenziilor de pe YouTube. Și am pufăit-o undeva la orele 19. Dimineața la ora 6:30, când m-am trezit, era în continuare pe mână. Acest parfum face parte din categoria Beast Mode. Aveți grijă cât dozați, cu toate că nu este deloc acel miros sufocant, acel miros deranjant, nu. Este ceva luxos, este ceva stilat, perfect pentru zilele de vară. Îl lăsăm puțin aici și bloterașul și sticluța să vedem cum va evolua. Eu am nevoie de un moment de respiro. Ați văzut că la un moment dat mi-au lăcrimat și ochii. Este foarte puternic. Dar din nou, nu vă gândiți la, când eu spun că este un parfum foarte puternic, nu vă gândiți la izul acela de alcool ce vă izbește în anumite parfumuri. Nu! Nu! Clar nu! Nu este pic de miros de, pic de iz de alcool aici. Chiar ieri m-am întâlnit din nou cu Izabela. Înainte să-mi sosească acest colet, bineînțeles că oricum acum fac unboxing-ul. Și în momentul în care ne-am luat în brațe, ne-am pupat,
Bine, ea mi-a făcut mie o surpriză, a venit cu un cadou pentru juniorul meu, că știe că este ziua lui. Încă o dată, mii de mulțumiri. În momentul în care am luat-o în brațe și am pupat-o, deci pur și simplu m-a izbit. Și era și ea plecată de acasă de mult timp. Și prima reacție a fost: cu ce te-ai dat? Cu el se dăduse. Miroase demențial. Încă o dată, mii de scuze. Bun. Trecem la următorul. Și vorbim despre un parfum, bineînțeles, de la Ahmed al Maghribi. Și anume Supreme. Da, Supreme a venit la mine, deoarece, pentru că și fiindcă acum este la 145 de lei, redus de la 165 de lei pentru 50 de mililitri. Din acesta, din nou, am avut o mostră la un moment dat. Am testat, am retestat. Gata. Wow. Cutia este superbă. Deci superbă, superbă. Da? Aici avem ingredientele și acesta are 44% concentrație, nu. 44% concentrație de uleiuri. Iar parfumelul vine. Deci nucă și leșin. Și aici avem și o pietricică. Da, și aici 44% uleiuri. Este divin. Divin. De-abia aștept să pozez și să filmez această bijuterie de sticlă. Apropo, dacă nu mă urmăriți pe contul meu de Instagram, vă las oricum în bara de descrieri și linkurile către parfumuri, inclusiv linkul către contul meu de Instagram. Acolo eu tot mă văd această artistă și pozez și filmez parfumurile ce le port în ziua respectivă, da? Celebru sote de Scent of the Day. Ok. Haideți să vă spun notele pentru acest parfum. Îl țin bine, îl țin bine. Avem note de vârf, fructe roșii și pară, note de mijloc, trandafiri, note de bază, ambră, rășini și mosc. Luăm un bloteraș și să vedem ce avem aici. Capacul este din plastic, dar este un plastic dur, adică e ok. Ia să vedem. Da. Se deschide citric, floral, fructat. Deci pur și simplu te izbește, da? Te lovește. Un val proaspăt, citric, floral, fructat. Cremos floral, dar nu pudrat. Da? Deci e un parfum ce promite transformări. Și fructat, apetisant, dar nu gurmand. Da. Da. Ia să vedem. Genul de parfum All Season, din start. Da? Genul de parfum All Season. Para este una delicioasă, suculentă, dar din nou, acest Supreme nu pică în latura gurmandă. Este o aromă, nu știu, rafinată, misterioasă, ceva senzual totodată.
trandafirul, că știți că... Bine, nici nu știu de ce spun în continuare că mie... De fapt, da, ar trebui să susțin în continuare că nu iubesc trandafirul în parfumuri, deoarece sunt doar câteva parfumuri cu trandafir ce le port. Nu numai că le accept, le iubesc, da? Trandafirul din Supreme este unul pudrat, unul catifelat, nobil, foarte, foarte frumos e. Vanilia este o vanilie ușoară. Supreme nu este greu pe vanilie, cum se spune. Are, resimt ceva acorduri lemnoase, dar este genul acela de parfum îmbătător. Mireasma aceea ce creează dependență, deci pur și simplu nu îți vine altceva decât să stai cu nasul în blotăr. Chihlimbar, rășin de chihlimbar, mosc, Doamne, divin. Din nou, nimic arabesc, da? Nimic. E direct un parfum occidental. Occidental, european. Doamne, deci lăsăm puțin. Să vedem. A, încă ceva. Acest parfum am văzut pe site-ul parfumo.net. Cei de acolo spun că este discontinuat. Nu știu încă ceva concret. Am tot zis să întreb, dar încă nu știu. Dar de la Casa Ahmed, Supreme și Love Story, despre care v-am mai vorbit eu, site-ul parfumo.net este ceva asemănător cu Fragrantica, îl listează și pe acesta ca fiind discontinuat. Și chiar e păcat, sincer. Sincer. Din nou. După aceste două parfumuri, avem nevoie să spălăm puțin simțul olfactiv. Trecem acum la parfumul achiziționat blind, fix din pricina sticluței, și vorbim despre Casa Zimaia, subdiviziunea casei Afnan, deci ambele sunt sub aceeași umbrelă. Și vorbim de Magma Love, care vine așa. Deci, așa prezentare, da? Și acest parfum a costat 78 de lei pentru 100 de mililitri și el este la reducere de undeva de la 99-98 de lei, oricum pe undeva pe acolo. Da, Doamne, și ce sticlă grea! Nu. Nu, e divin. Da? Divin. Când am văzut sticluța, bine, o mai văzusem pe site și am studiat eu notele, mi era un pic teamă de tuberoză, dar când am văzut-o din nou, pur și simplu chiar am văzut roșu în fața ochilor și am zis, bun, Arcadaș, ești la 78 de lei, hai în coș. Haideți să vedem notele pentru el și vorbim aici de... Note de vârf, note fructate, rodie, crin și șofran. Note de mijloc, tuberoză, iasomie, gardenie, vanilie, ambră și note lemnoase. Iar în bază avem gardenie, ambroxan, mosc, trandafir și bujor. Și să vedem și cum miroase acest Magma Love. Hai, prietene!
Deci nu vrea. Ok, după lupte seculare, deoarece mâna mea este transpirată, am deschis căpăcelul. Să pulverizăm foarte bun atomizorul. Deci pentru 78 de lei. Ok. Se deschide floral, fructat, mega senzual. Continuă pur și simplu cu un buchet de flori, tuberoză, iasomie, gardenie. Doamne, cât de puternic e! O vanilie gurmandă. L'Interdit de la Givenchy, Just a Moment. Nu știu de ce, mă duce cu gândul la L'Interdit. L'Interdit combinat cu Irresistible. L'Interdit Rouge. Pielea a rămas aici, hai că se surprinde, ușor uleioasă. Deci, acest parfum, din nou, este și el Beast Mode. Dar tot în zona aceea sunt, nu știu, momentan sunt undeva așa, L'Interdit combinat cu Irresistible, apoi mă duce în L'Interdit Rouge. Din nou, nimic arabesc în el. Nu, este, dacă nu ai vedea sticluța, dacă nu ai ști despre ce parfum este vorba, ai putea spune că pur și simplu miroși un parfum de designer al casei Givenchy. Da, nu, tot acolo sunt. L'Interdit, Irresistible, L'Interdit Rouge. Îl mai lăsăm și pe acesta puțin, să vedem cum se dezvoltă și trecem la mostre. Și știți suferința mea în legătură cu mostrele. Da. Mostrele sunt aceste chestiuțe, ce culoare avem. Aceste chestiuțe drăguțe ce pe mine mă împing în păcat mai devreme sau mai târziu. Nu știu. Din punctul meu de vedere, adică ceea ce am trăit eu, ceea ce am experimentat eu. Când aveți așa ceva și nu numai de parfumat, la modul general, da? Când aveți mostre și testați și nu vă place ceea ce testați în momentul acela, lăsați să treacă ceva timp. De ce spun asta? Mie, într-un an de zile, gusturile în materie de parfumuri, parfumerie, pur și simplu mi s-au dat peste cap. Adică îmi plac acum niște parfumuri ce le-am testat în urmă cu 2-3 ani și la momentul acela am spus clar, eu niciodată nu voi purta așa ceva. Acum pur și simplu le ador. Deci le ador. Gusturile se schimbă. Simțul olfactiv se maturizează. Plus că e vorba și de starea de spirit care o ai atunci când testezi o mostră. Să nu mai luăm în calcul starea hormonală. Și etică, etică. Deci, nu prăpădiți mostrele. Țineți-le acolo și retestați. L'Interdit. Ok. Și ce avem aici? Vreau să încep cu Touch Oud de la Ahmed Al Maghribi. Vă las aici prezentarea. Și dacă reiau Ahmed Al Maghribi, din nou îmi cer scuze. Bun. Și să vedem. Ce avem aici? Notele o să vi le las pe undeva pe aici, pentru mostre.
Bun. Bun. Lavandă, coajă de portocale, vanilie, ceva note verzi, ud. Ud. Dar un parfum extrem, dar extrem de puternic. Extrem de puternic. Balsamic, oarecum cremos, dulce amărui. Cu siguranță este parfumul acela pentru vreme rece. Udul este oarecum ciudățel, nu știu ce fel de ud este, adică nu-mi pot da seama. Încă nu am ajuns, din câte parfumuri am testat, din câte parfumuri am și port, nu am ajuns încă la acel nivel să testez absolut fiecare stil de ud în parte. De aceea nu vă pot spune ce fel de ud este. Tot ce vă pot spune este faptul că nu este udul acela dulceag din Shagaf Ud Swiss Arabian sau ud cafe tot de la Ahmed al Maghribi. Nu. Aici este un ud dulceag, însă are o tentă animalică, da? E ceva care, culmea, nu-mi displace. V-am spus că gusturile se schimbă. Drept dovadă aveți acum vorba aceea, în direct, în filmare. Dar, cu siguranță, este un parfum pentru vreme rece. Îl lăsăm puțin să vedem cum se așează, cum se dezvoltă. Oricum, bine, v-am mai spus, eu am toate mostrele, deci toate. S-ar putea ca în iarnă să mă vedeți cu acest parfum tot ce e posibil. Trecem la următorul, și anume Belle Rouge. Acesta, dacă nu mă înșel, e tot de la Al Haramain, vă las aici prezentarea, știu că l-am văzut pe site. Și acesta avem Libre mai floral, din start, deci cu ochii închiși, cu... Da, este un Libre mai floral, mai dulceag, un fel de Libre în care vedeta nu este lavanda, da? Pentru că nu se simte, în Belle Rouge nu se resimte lavanda la fel de puternic precum în Libre sau în, mai este unul tot de la parfum, asta mi-e o mostră, Luminous Parfum, da. Luminous Parfum de la de pe Parfumas Afnan, dacă nu mă înșel. Și acela este un Libre, dar acolo lavanda se resimte din nou, nu la intensitatea din Libre cel original, cel puțin în accepțiunea mea. Însă acesta Belle Rouge este un Libre cu o lavandă mult mai potolită în comparație cu Luminous Parfum și mai dulceag. Dar nimic Middle Eastern în el. Nimic. Singurul până acum cu ADN Middle Eastern este acest Touch Oud de la Ahmed al Maghribi. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Kalemah de la Ahmed. Din nou vă las aici și dacă avem din nou un Ahmed,
Bun. V-am tot zăpăcit eu. Când testați, 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 beți apă. Lăsați mitul cu mirosim cafea. Nu, beți apă. Apa e cea mai bună, cea mai sfântă și pur și simplu aveți impresia aceea că vi se spală simțul olfactiv, nu știu. E cea mai ok, da? Să revenim la acest Kalemah și să vedem ce ne spune el. Fructat, vanilat, lemnos, ananas, ușor condimentat, caprifoi, caprifoi, măr verde. Nu știu, vai. Ca o paranteză, mult mai puternic decât touch wood, mult mai puternic. Și mult mai complex, îmi pare. Nu știu, e ceva cremos, e ceva unisex. Habar n-am cum este listat pe site, oricum o să vă atașez aici. Eu una îl resimt unisex, cremos, mistic, deci e așa, te acaparează, te hipnotizează. Acum simt o notă de ud. Vai. Deci e extrem, dar extrem de puternic. E genul acela de parfum beast mode, bombă nucleară și ce mai vreți voi. Ceva note de piele. Ok, udul se transformă. E genul de parfum, nu știu, ca și cum lumea aceasta, partea Middle Eastern se întâlnește cu partea europeană. Nu știu, e ca și cum ar fi o fuziune. De ce spun asta? Avem note fructate, avem note. Mai ales în deschidere, nu știu, pur și simplu te duce cu gândul la un parfum european, dar apoi pur și simplu năvălesc notele, tenta aceasta Middle Eastern. Nu știu, este un parfum ce necesită timp de testare. Și am impresia că acest parfum este o comoară ascunsă, cum se spune. Pentru că nimic din ce am mirosit, nici de la Casa Ahmed, nici de la Al Haramain, nici de la Afnan, nu știu. Acest Kalemah are ceva aparte. Dacă vi l-aș recomanda blind, și da și nu. De ce spun asta? Dacă sunteți în zona parfumurilor cu minți, curățele, feminine, categoric nu. Nu, pentru că acest parfum, Kalemah, tot uit numele, e genul de parfum care pur și simplu te năvălește, dă buzna peste tine, te ia de păr și te târăște pe jos, deci nu. Este ceva de nedescris în cuvinte. Dacă sunteți în zona parfumurilor, unisex, dacă sunteți în zona parfumurilor opulente, parfumurilor cu tente Middle Eastern, cu ud, da. Da, dacă sunteți în zona aceasta, Kalemah Blind, pentru că este un miros unic. Unic, unic. Și da, creează dependență. Deci, mă vedeți că fac ce fac și nu știu. Și se schimbă, am impresia că e într-o continuă schimbare. Da, capodoperă. Eu când spun că ar trebui să se vorbească mai mult
ar trebui, nu știu, lumea să achiziționeze mostre, adică nu spune nimeni ia o sticlă full size blind. Nu știu, casa aceasta Ahmed al Maghribi, pur și simplu. Bun, acum să vedem cum s-a uscat la Venture Farm de la Al-Haramain. Deci ce schimbare? Am trecut de la Kalema și am mirosit la Venture Farm Al-Haramain, care în continuare nu are absolut nimic Middle Eastern. La momentul acesta nu mai resimt ananasul și da, în uscare este acel parfum de la Creed. Chiar este. Și dacă eu îl percep atât de intens după ce am mirosit Kalemach, e ceea ce trebuie. Următorul suprim de la Ahmed. Nimic Middle Eastern în continuare, însă este acel parfum cremos, senzual, din nou, fără a fi pudrat, fără a fi gurmand, e ceva interesant și cu el. Foarte ușor de plăcut, adică nu văd nimic respingător. Dacă pur și simplu mirosiți acest parfum și închideți ochii și nu vedeți despre ce parfum este vorba, puteți spune că este ori unul de designer, ori unul de nișă, da? Nimic Middle Eastern, nimic, nimic, nimic. Foarte elegant, foarte. În caz că, Doamne ferește, acest parfumel este într-adevăr discontinuat, cu siguranță eu îmi voi face backup pentru el. Da. E genul acela de parfum ce poate fi cu ușurință inclus ca și parfum semnătură. E genul acela de parfum ultra feminin, ultra elegant, ultra sofisticat, genul de parfum ce atrage complimente. Să revenim la Magma Love de la Zimaia și avem și blotterul și avem și pe piele. Da, nu știu, deci tot zona Lanterdi, acolo sunt. Da. Da. Lanterdi, din nou. Nu este Lanterdi clasic. Ori un Lanterdi ruj, nu știu de ce, trebuie să-l retestez pe acela, ori un Lanterdi combinat cu Irresistible. Acolo mă duce. Nimic în altă parte decât fix de acolo, fix de la Givenchy, da? Nimic Middle Eastern. Nimic care să vă supere, ca să nu mai vorbim de prezentare, de sticluță în sine, da? Abia aștept să o pozez și pe ea, bineînțeles, și să o filmez. Mostrele, da? Cale Magnu cu Taciud am început. Da, acum udul s-a așezat. Este udul acela dulceag, acum așa le resim, da? Udul acela din Chaga Food, dar nu la intensitatea aceea. Udul acela în sensul de dulceață. Este într-adevăr un parfum cu ADN Middle Eastern, însă foarte frumos. Și în continuare se simte o atingere de lavandă, în continuare se simte o combinație cremoasă. Foarte frumos e. Ăsta clar pentru toamnă-iarnă și în momentul de față îl resimt ca fiind un parfum unisex. Adică l-aș vedea pe soțul meu purtând acest parfum, cu siguranță. Trecem la Bel Rouge de la Al Haramain.
Și rămânem tot la Libră. Deci, este Libră. Dar, din nou, cum v-am spus și la primul nas, acel Libră cu o lavandă mai cumințică și mult mai dulceag. Da? Dar acolo suntem. Nu ne-am mișcat, nu ne-am clintit. Da, da. Și Calemach. Deci parfumul acesta este într-o continuă schimbare. Ud, însă este un ud undeva între udul acela dulceag cu care sunt eu obișnuită și udul acela animalic. Însă înclină mai mult către udul acela dulceag pe care îl iubesc eu. Dar, nu știu, e aceeași combinație. Tot ceva fructat, vanilat, nu știu, miroase anișă. Da? Acest parfum, nu știu, trebuie să țin de mostra aceasta și să vedem, poate ajung să o testez în toamnă, să retestez în toamnă, dacă nu voi achiziționa una, pentru că sunt curioasă pe vreme mai rece cum s-ar resimți. Dar este extrem de puternic. Extrem de puternic. Dintre mostre, chiar dacă Touch Wood din nou are ud, nu. Calema cu siguranță îl ia la capitolul performanțe. Bun. Cam atât pentru astăzi. Acestea sunt parfumurile comandate, parfumurile de care eu mă voi bucura. Vă voi lăsa link în descriere pentru fiecare dintre ele. Dacă aveți și voi vreunul din ele sau l-ați testat, aștept cu nerăbdare părerile voastre în secțiunea comentarii. Să discutăm acolo cum facem noi de altfel tot timpul. Din nou, dacă aveți pe listă alte parfumuri Middle Eastern, ce nu miros Middle Eastern, aș fi foarte curioasă să văd alegerile voastre, preferințele voastre. De altfel, Magma Love de la Zimaia, știu că cineva mi l-a recomandat. Eu așa țin minte în comentarii. Nu mai știu, dar așa țin minte. Dacă găsesc comentariul, o să vi-l las pe undeva pe aici. Dar așa am reținut. Magma Love, Zimaia. Și da, este acel parfum de designer. Tare fain. Tare, tare. De fapt, nu am unul care să spun nu îmi place. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Vă aștept cu drag în secțiunea comentarii. Dacă nu ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, v-aș fi recunoscătoare dacă ați face acest lucru. Și până data viitoare, să fim veseli, fericiți, bine dispuși și nu în ultimul rând parfumați. Vă pup cu drag!